Ana Maria Popescu s-a întors acasă cu medalia de argint câștigată la Tokyo. Sportiva noastră a sosit în urmă cu puțin timp pe aeroportul Annie Coanda. Ana Maria Popescu a câștigat medalia de argint în proba de spadă la Jocurile Olimpice de la Tokyo. La 36 de ani, sportiva noastră a pierdut la limită în fața chinezoicei Ai Wen-sun, scor 10 la 11. Pentru Ana Maria Popescu, aceasta este a treia medalie olimpică din carieră. A mai luat argint în 2008, tot la individual, și aurul olimpic în 2016 cu echipa.